trebuia să fie o prioritate de cel puțin 15 ani, de când el a dat semne vădite de degradare și cum e o arenă, o incintă unde se pot avea loc manifestări culturale. E o idee bună că se reface zona aceasta. Este extraordinară cu... și se impune, că ați văzut că rămăsese uitată. E frumos, e foarte frumos. Suntem foarte mulțumiți. Suntem bucuroși că primarul ăsta este foarte bun și gospodar. Lucrările de modernizare a zonei Teatrul de Vară din Vaslui au termen de finalizare luna iulie. Constructorii trebuie ca până atunci să pună la punct tot perimetrul, așa că se lucrează de zor. Este un proiect în derulare, are finalul lunii iulie, are un termen de punere în funcțiune. Eu sper să țină de cuvânt constructorul și să-l realizez așa cum l-am propus. L-am propus cu punerea în funcțiune a tuturor fântânilor, că foarte multă lume mă întreba, inclusiv cea de la poliție, domnul primar, dar li stră, ca să-l reorganizez. Proiectantul ne-a dat alte jocuri de apă, dar rămâne ca punct acolo, pentru că, imaginați-vă, pe asemenea căldură, cred că o fântână ar da bine, e binevenită. Tot aici avem Teatrul de Vară. În august are punere în funcțiune. Eu sper să realizez și sigur se va realiza, pentru că constructorul chiar lucrează destul de bine. Suntem la momentul când alegem scaunele, suntem la momentul când deja lucrăm pe gradieni, o mare parte din lucrări sunt realizate, suntem la momentul când pregătim achiziționarea utilajelor de acolo, deci aparatelor de proiecția ceea ce se va desfășura acolo, astfel încât avem banii prevăzuți, în august va fi pus în funcțiune. Primăria Vaslui își dorește și amenajarea unei zone de promenadă care să facă legătura dintre Centrul Civic și Teatrul de Vară. Zona va traversa strada Ștefan cel Mare și ocazional circulația se va întrerupe între cele două zone.